suntem în permanență învăluiți de armonie și abundență. Ideea este că trebuie să fim deschiși, astfel încât să primim energia de care suntem înconjurați continuu. O întrebare firească ar fi, cum facem acest lucru? Cum atragem abundența în viața noastră? Cum putem obține succesul pe plan profesional? Cum putem avea o relație de cuplu armonioasă? Și, nu în ultimul rând, care este secretul pentru a ne menține sănătatea fizică și emoțională? Exact la aceste întrebări vă vom răspunde pe parcursul acestui seminar. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Maria Ceaușilă, organizatorul acestui eveniment și gazda dumneavoastră din această seară. Sunt multe lucruri de spus și foarte multe aspecte de luat în considerare pentru a înțelege cum putem să atragem abundența în viața noastră, iar în acest sens îl invit alături de mine pe Florin Păsat, trainer, speaker și life coach. Bună seara, Florin! Mă bucur din nou că ai revenit la Craiova. Vreau să adaug ceva foarte important. Florin are în permanență o tolbă întreagă de metode, instrumente și tehnici pentru atragerea abundenței pe toate planurile. O parte dintre ele mi le va dezvălui în această seară. Iar peste două săptămâni, tot într-o zi de miercuri, respectiv pe 29 aprilie, Florin va reveni la Craiova, de această dată atenție cu workshopul Atrage abundența în viața ta, unde vom aprofunda și ne vom însuși toate metodele necesare pentru a putea avea succes și implicit pentru a le putea folosi atât în viața noastră personală, socială, profesională, dar de ce nu și în cea spirituală. Florin, așteptăm cu nerăbdare să ne oferi cât mai multe din cunoașterea ta, tot ceea ce știi tu și poți să ne oferi nou acum, pentru a înțelege mai clar ce semnale trebuie să lansăm în ideea de a avea o deschidere efectivă în fața abundenței universale. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara încă o dată! Sau bună ziua! Bună ziua sau bună seara! Dacă încă n-a pus soarele, e bună ziua, nu? Atunci, bună ziua și bine ați venit! Prima modalitate prin care ați atras abundența este că fiecare dintre voi a găsit pe scaunul A4. În termeni inginerești, formatul ăsta de coloană se numește A4. Cui nu-i place A4 și vrea A5? Dacă vreți A5, îndoiți coala în două. Formatul ăsta de coloană se numește A5. Coala pe care ați găsit-o pe scaun, vă rog frumos să nu o folosiți pentru notițe. O vom folosi la un exercițiu pe care o să facem la finalul acestui seminar. Aceia dintre voi care aveți nevoie de coli pentru notițe, acolo pe masă unde este soția mea sunt coli și pixuri, numai că în câteva minute, în câteva minute, o să aveți 2 minute la dispoziție ca să vă luați col de acolo și pix și să reveniți. Ok? Acum, a doua modalitate prin care ați atras abundența este legată de aceste cărți. Sunt foarte multe persoane care mă întreabă dacă aceste cărți sunt de vânzare. Ele sunt de vânzare, dar nu de la mine. Motivul pentru care le am aici pe masă este că o parte dintre autori sunt mentorii ai mei, sunt persoane de la care m-am inspirat și este o modalitate a mea de a îmi exprima respectul pentru ce am învățat de la ei. Pentru a vă transmite informațiile pe care eu vreau să vi le transmit, am o problemă. Și problema e următoarea. Când am fost mic, eu am fost foarte ascultător. Și părinții mei mi-au dat mai multe sfaturi. Mama mea mi-a spus, printre altele, nu sta de vorbă cu persoane necunoscute. Și acum, eu știu câteva persoane din această sală. Dar pe cei mai mulți nu vă cunosc. Și vocea mamei încă sună acolo în minte. Nu sta de vorbă cu persoane necunoscute. Așa că am o problemă ca să merg mai departe. Trebuie să ne cunoaștem. Și ca să ne cunoaștem, o să vă pun întrebări, pentru că modul cel mai bun de a se cunoaște două persoane este prin a pune întrebări. E ok pentru voi să vă adresez întrebări în această seară? Da sau da? Acum, dacă eu vă pun întrebări, o să-mi și răspundeți? Sunt a
anumite întrebări sunt un pic mai delicate, așa e, așa că nu e obligatoriu să răspundeți dacă nu vă simțiți confortabil. La acele întrebări sunt invitate să răspundă numai persoanele care sunt mai curajoase. Și prima întrebare din această seară este, de ce ai venit aici? Pentru că a venit primăvara, puteai să fii pe o terasă, la o bere, la un cappuccino, la un ceai, puteai să te plimbi. Și cu toate astea, tu ai ales să petreci 3 ore din viața ta în această sală. De ce? Sunt curios. Curiozitate, spune cineva. Să atragem abundența, spune cineva. Continuăm căutarea. Lucruri bune pentru viața voastră. Să învățați să lucrați cu subconștient. Alte motive? Să dăruiești un compact, să primești. Ok. Cineva a zis că l-a adus soția. Bun. O să primiți toate aceste lucruri și zic eu că o să primiți și ceva peste, dar vă las pe voi să vă convingeți la finalul acestor 3 ore dacă ceea ce ați primit este peste ceea ce v-ați gândit că o să primiți. Faptul că sunteți în această sală spune despre voi un lucru deosebit. Faptul că sunteți aici spune despre voi că faceți parte din acel grup exclusivist de doar 3%, atenție, doar 3% din populația lumii care a decis să investească în primul rând timp în evoluția personală cu scopul de a-și face viața mai bună lui și apoi și celorlalți. Pentru că am așa un sentiment că foarte mulți dintre voi sunteți aici ca să-i ajutați și pe cei de acasă. Ok? Simt bine? Și atunci, pentru faptul că sunteți aici, pentru faptul că faceți parte din acei 3%, meritați felicitări. Bravo! Acum, un regizor și actor celebru american pe numele lui Woody Allen are o frază celebră care spune că 80% din succes înseamnă doar să fii prezent. Voi sunteți prezenți la locul potrivit, la momentul potrivit, deci 80% din treaba ați făcut-o, rămâne ca eu să fac restul de 20%. Dar pentru că sunteți la locul potrivit, la momentul potrivit, o să vă rog să vă întoarceți către colegul de scaun din stânga și din dreapta, să-i dați un high five, să spuneți felicitări pentru că ești aici. Cine din această sală, la fel ca și mine, a pățit următorul lucru? După ce au intrat mai mulți bani în casă, în contul bancar sau în portmoneu, nu contează cum, ai primit un bonus de Paște sau de Crăciun, sau dacă lucrezi în vânzări, ai făcut o vânzare mai bună și ai intrat un comision mai mare, sau ai vândut o proprietate, gen casă, pământ, mașină, nu contează cum. Au intrat bani mai mulți, dar nu știu cum s-a făcut că la finalul unui cont a fost tot pe zero sau pe minus. Cine a mai pățit? Nu sunt singur, m-am liniștit. Acum, cine de aici vrea mai mulți bani? Ok. O întrebare și mai delicată. Cine din această sală, la fel ca și mine, a pățit ca după o experiență plăcută cu partenerul sau cu partenera, foarte repede să urmeze o experiență neplăcută cu același partener sau parteneră și are curaj să recunoască? Nu sunt singur. Cine vrea o relație împlinită? Super. Acum, cine din această sală a băgat bani în echipament sportiv? Și a cumpărat abonament la sală pe 6 luni. A băgat bani într-o dietă cu scopul să arate, da, după fit. Dar după 2 săptămâni dieta n-a mai mers, nu s-a mai dus la sală, chiar că și-a plătit abonamentul pe tot anul. A mers și dieta, da? Ok. Cine de aici vrea un corp sănătos și plin de energie? Am o întrebare. Faptul că vreți un corp sănătos și plin de energie, faptul că vreți o relație împlinită, faptul că vreți bani, înseamnă că sunteți lacomi? Nu. Este dreptul nostru din naștere și este definiția mea pentru abundență. Abundență înseamnă să ai un echilibru între cele 3 domenii. Bani, relații și sănătate. Și o să revin la acest echilibru un pic mai târziu. Doar că acum mai am o întrebare pentru voi. Cunoașteți persoane care au bani, au o relație faină, au o sănătate super ok și cu toate astea sunt nefericite? Da, de ce? Pentru că după ce le ai pe toate astea, trebuie să mai trebuie ceva și anume pacea minții. Ai nevoie ca acolo în interior lucrurile să fie în regulă pentru că altfel nu te poți bucura de lucrurile pe care le ai. Acestea fiind 4 obiective,
urmează și un al cincilea, să presupunem că ai bani în relația sănătatea și într-o sâmbătă seara sau într-o duminică seara ești la un restaurant împreună cu familia și vă bucurați de o cină foarte bună și exact când să mâncați din farfurie, vedeți că pe fereastra care dă în stradă niște cerșetori se uită la voi prin geam. Cum îți mai pică în momentul la mâncare? Prost, exact. Și atunci o dorință pe care am văzut că o are fiecare om este aceea ca ce are el să dea și celor care suferă, celor care nu au. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, sunt convins că foarte mulți dintre voi sunteți aici ca să-i puteți ajuta pe cei dragi de acasă care știți că suferă. Am zis bine? Ok.